seara, doamnelor și domnilor, sunt Madalin Ionescu. Continuăm seria emisiunilor de top cu ediție de senzație și când spun asta, nu exagerez cu nimic. În anii 80, România a încercat să facă un experiment militar secret de tip, să spunem, parapsihologic în Munții Buzăului. Omul care a condus detașamentul de tineri cu capacități extrasenzoriale, fiind la mijlocul problemei, pregătit să deschidă dosarele X românești. Descoperiri uluitoare, urme ale unor civilizații pierdute, lumi paralele, dispariții umane, comori sacre. Nimic nu va lipsi din acest episod de excepție. De aceea vă spun, nu pierdeți cu niciun chip întâlnirea cu domnul Vasile Rudan, cercetător în psihotronic aplicat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, cum a fost, specialist în detecții extrasenzoriale, și vreau să vă spun, ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba, să vă citesc un pasaj, o declarație, să spunem, o afirmație a generalului de armată Vasile Dragomir despre invitatul meu din această seară. Am lucrat cu Rudan pentru că știam ce poate. Eu nu cred până nu văd, dar într-o zi eram împreună pe o culme cu mulți ani în urmă și căutam o bornă militară care se pierduse. Ar fi trebuit să căutăm zile, câteva zile prin iarbă. Rudan s-a învârtit puțin într-un loc, a spus că a găsit direcția, a mers câteva sute de metri în linie dreaptă și la un moment dat s-a oprit. Găsise borna. Nu credeam că așa ceva este posibil. Omul care l-a cunoscut și pe Henri Coandă a venit la mijlocul problemei și începem așa, direct. Cum a ajuns, de exemplu, generalul Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, să vă copteze într-un proiect militar ultra-secret de tip parapsihologic? Făcuseți experimente de genul ăsta înainte? Da, experimentele au demarat în anul 1967 și au fost monitorizate sporadic, inițial au fost monitorizate sporadic de câțiva ofițeri superiori din cadrul Ministerului Apărării Naționale. În sensul că noi efectuam experimentele la cerere, bineînțeles, și după aceea le dădeam rezultatele. Inclusiv se fotografia totul, se filma absolut totul, noi nu aveam voie să oprim absolut nimic. Începând cu anii 70, aceste experimente, și aici mă refer la comunicații telepatice, la detecții și teledetecții extrasenzoriale și la monitorizarea extrasenzorială, deci tot pe căi telepatice, a unor șefi de stat și a unor comandanți militari. Puteți da exemple de șefi de stat care au fost monitorizați telepatic în perioada respectivă? Nu aș dori să dau asemenea exemple, dar șefii de stat din principalele țări socialiste. Nu. Nu? Nu. De spațiu occidental. Da, da. Asta e și mai interesant. Da, da. Și pe parcurs aceste cercetări au intrat sub controlul generalului Ilie Ceaușescu și dumnealui ordona ce anume urmează să se cerceteze, în ce locuri, bineînțeles la recomandările noastre. Ceea ce îl interesa în mod deosebit pe domnul general era înființarea unei unități militare specializată în detecții extrasenzoriale și comunicații telepatice, deci o unitate PSI, pentru că la o discuție pe care am avut-o cu domnul general la Ministerul Apărării Naționale, dumnealui a spus că pe atunci sovieticii și americanii erau cu mult mai avansați decât eram noi în aceste cercetări de frontieră, e vorba de cercetări de PSI, desigur, și că e cazul să... Avem și noi așa ceva. Da. Da. Cum a fost acel caz cu echipa de copii telepați pe care o coordonați? Că de aici a pornit, practic. Da. De ce s-au început cercetările experimentale cu ajutorul copiilor? Și de aici va reieși și un carusel al circulației informațiilor pe care pe atunci nu-l bănuiam. Niște cercetători din Statele Unite au descoperit că până la vârsta adolescenței copiii au capacități extrasenzoriale cu mult mai mari decât adulții sau tinerii. De ce? Pentru că copiii dispun de o rezervă bioenergetică pentru creștere, pentru dezvoltare, psihomotorie, iar cei sănătoși care au un plus energetic sunt puși în situația să alerge, să se joace, ca să consume energie. Da. Așa.
Mai mult, cercetătorii americani descoperiseră că persoanele apte pentru comunicații telepatice și pentru detecții extrasenzoriale, că aveau un fel de particularitate anatomică în spatele genunchiului. Noi am preluat aceste rezultate ale americanilor și am extins prima dată cercetările asupra copiilor și a posibilităților telepatice. Facem o mică pauză aici, reamintesc telespectatorilor care poate n-au deschis de la început să zicem televizoarele pe emisiunea Miezul Problemei, deși lucrul ăsta e greu de crezut, că în această seară vor fi martorii unor, să zicem, informații de excepție, multe în premieră la televiziune în România după 1990, o persoană care chiar știe ce spune, o persoană care a coordonat experimente militare de tip secret, de tip parapsihologic, și veți vedea ce descoperiri au fost făcute. Merită să urmăriți această ediție, care cu siguranță va cunoaște și alte episoade la timpul potrivit. Bun, unde se derulau experimentele? Pentru că asta este important. Aici, iar e un punct de discuție. Experimentele se derulau practic în patru zone din țară, alternativ, inițial. După aceea s-a stabilit ca poligonul respectiv să fie Nițelușul Utilaș și să fie în curbura Buzăului. Un spațiu anume? Da, e un spațiu situat dincolo de lacul Goteș, e un mic lac pe un munte, da, și într-o zonă total nelocuită. După, e o zonă care nu există în circuitul turistic, dar nu. Iar timp de 5 ani și jumătate, aproape 6 ani, accesul turiștilor a fost oprit. Justificarea care era? Justificarea oficială? Nu s-a dat nicio justificare. Deci erau restricții? Da. Pentru eventualii pasionați pe... Exista o limită care nu putea fi depășită nici de turiști, nici de... Dar era păzită zona? Da. Deci era păzită de militari? Da. De ce ați ales? De ce s-a ales această zonă? Pentru că pe parcursul anilor acolo au fost observate o serie de fenomene fizice și geofizice care nu puteau fi explicate. De pildă, într-o zonă adiacentă poligonului respectiv, la anumite date ale anului, nu la date fixe, se producea un fenomen și meteorologic și geofizic care n-a putut fi explicat de fizicieni. De pildă. De pildă. Inițial se forma o emisferă de un albastru intens, un azuriu intens, dar care era delimitat în spațiu. Un fel de cupolă? Un fel de cupolă. Cupola aceasta a fost văzută acum 2 ani și de ziarista Adina Muter, care a fost cu mine în zonă. Nu credeam că în luna noiembrie se mai poate produce un asemenea fenomen. Așa. Pe de altă parte, uneori se era ca un fel de bombardament de infrasunete. Ori se știe că în locurile în care, hai să punem, să folosim o expresie improprie, unde se focalizează infrasunete, se stimulează unele capacități cerebrale, încât respectivul e apt pentru a vedea niște lucruri care în realitate nu se văd. De altfel, treaba aceasta a fost deja rezolvată din punct de vedere științific într-un institut din Anglia. Când respectivul, dacă intră în zona de intersecție, se spune impropriu de focalizare a infrasunetelor, el vede, poate vedea chiar și fantome, inclusiv spectre, spirite și așa mai departe. Exact. Da, fenomene care de multe ori sunt contestate, dar eu știu că aveți și un caz, un martor care a trecut printr-o experiență de acest tip, o experiență incredibilă, practic de teleportare până la urmă, cu asistență militară, cu
cu spaimă de rigoare, pentru că atunci când dispare o persoană în timpul unui experiment militar, apar tot felul de urmări. Dar până ajungem acolo, știu că zona Buzăului, legată de această zonă din Munții Buzăului, legate de această zonă din Munții Buzăului, au apărut tot felul de legende, de mitologii, chiar care intră și în zona OZN-urilor, ufologii, dar și legende legate, de exemplu, de lâna de aur, pe care căutau argonauții greci la un moment dat și că acolo s-a răspuns, a fost ascunsă și așa mai departe. Până ajungem acolo, vreau să vă spun, să vă întreb ce au descoperit acești copii pe care dumneavoastră îi ghidați, să zicem, telepatic. Până a preluat armata controlul și a încercat experimentele pe care le amintesc. Acești copii au fost folosiți pentru detectarea unor vestigii arheologice sub nivelul solului și mergeau de fiecare dată la fix. N-au dat. Ce s-a descoperit? Acolo unde se spunea că n-a mai fost nicio așezare umană, cel puțin asta a fost teoria în vogă la vremea respectivă, acești copii au descoperit o așezare din epoca bronzului cu o bogăție de materiale arheologice nemai văzute până atunci. Aceste materiale au ajuns în muzee, în lanțul de muzee din România? Da. Partea au ajuns în muzeul din Buzău, partea au fost înstrăinate nu de noi, ci tot de anumiți arheologi. Dar ceea ce s-a rezolvat atunci au fost comunicațiile telepatice, mă refer la anii 70, 71, 72, cu o acuratețe de 96 până la 98%. Recordul mondial în comunicații telepatice, cunoscut până atunci, era de aproximativ 37%. Ceea ce apare acum pe internet, că cercetătorii ruși au reușit, și americani, bineînțeles, că au reușit să atingă un nivel de acuratețe de 80, 82, 84%, a pornit practic de la rezultatele noastre. Pentru că în mod surprinzător și țineam neapărat să spun lucrul acesta, am găsit în această carte a domnului colonel Emil Străinu, Spionajul psihic. Bineînțeles că o parte din informații sunt culese de pe internet, parte sunt de la diverse congrese internaționale de specialitate. Dar ce m-a surprins citind această carte, m-a surprins faptul că o serie de experimente pe care noi le-am făcut, o serie de descoperiri care au fost făcute nu numai de mine, de toată echipa care a participat, că era o cercetare interdisciplinară, au ajuns să fie considerate la ora actuală ca fiind de sorginte sovietică, americană, chinezească. Așa se întâmplă, știți? Da, mulți români au trecut prin calvarul ăsta la un moment dat. Da, nouă ni se cerea să păstrăm secretul, să nu care cumva să vorbim despre trebul acesta, că e secretul de stat, militar, etc., etc. Dar văd că știrile astea, informațiile astea circulă. Și le-au însușit alții până la urmă. Bun, au descoperit, deci, obiecte arheologice, vestigii antice, informații importante. Dar copiii, cum am înțeles că îi despărțați uneori pe grupe, îi așezați pe culmi diferite ale munților în zona respectivă și puneați să transmită informații de la un grup la altul prin puterea gândului. Ce rezultate ați obținut? Să vă spun ce a fost cu acele grupe. Mie mi s-a cerut să disimulez copiii telepați în grupe de 10, 15 până la 17, 18 copii. De ce? Ca să nu se știe care dintre copii sunt telepați. Iar majoritatea copiilor telepați erau copiii unor ofițeri din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Adică se păstra confidențialitatea. M-am hazardat să fac afirmații. Da. Rezultatele au fost spectaculoase? Au fost foarte spectaculoase și pe parcurs nu se știe pe ce căi noi am intrat în posesia și altor informații privind unele cercetări efectuate în Statele Unite și în Anglia, cum că cele mai abilitate persoane
din punctul de vedere al sexului, pentru telepatie sunt femeile. Pentru că... Deci erau și fetițe în grupul respectiv. Până la urmă, numai fetițe. Pentru că s-a descoperit, prin investigații cu tomograful, s-a descoperit că la analiza unor detalii foarte sensibile, la femei, în creierul femeilor, se activează 9 zone cerebrale, în ambele emisfere, iar în creierul bărbaților numai 2 zone. Deci aici ne bat femeile rău de tot. Aici ne bat femeile rău. Da, mai puțin pe dumneavoastră, care totuși ați reușit performanțe spectaculoase în raport cu noi ceilalți, care poate uneori tânjim după astfel de experimente. Însă, asta e interesant. Ce s-a întâmplat cu acești copii, cu aceste fetițe? Au rămas în sistemul Ministerului Apărării? Nu. Au fost cooptate? Nu. S-a renunțat? Nu. Până și acei tineri, mă refer la bărbați care au luat parte în mod voluntar la experimentele respective, din câte știu, aproape toți au părăsit țara, începând cu anul 1988-1990. Deci au fost preluați de alții până la urmă și probabil așa și-au însușit alții experimentele pe care le-ați făcut dumneavoastră în regimul comunist, ceea ce e interesant, pentru că nu credeam, de exemplu, că regimul comunist avea astfel de preocupări și e foarte important că aflăm astăzi că așa ceva s-a întâmplat și în România și probabil se întâmplă în continuare. Testele acestea dau rezultate deosebite, acestea din Munții Buzăului, să zicem, din zona aceasta specială, despre care telespectatorii vor auzi foarte multe lucruri interesante în aceste seară. În anumite condiții atmosferice, trebuie să fie anumite condiții atmosferice pentru a, ca percepțiile acestea extrasenzoriale să aibă o acuratețe mai mare? În anumite condiții de presiune atmosferică, de o anumită nebulozitate a cerului, și mai erau și alte criterii de care se ocupau alți specialiști, nu eu mă ocupam de treaba. Da, e o informație că, mă rog, cerul, atunci când cerul capătă intensitate de peste 23.000 de grade Kelvin, lucrurile se așează mai bine și percepțiile sunt mult mai clare. În cazul celor care au astfel de capacități. Da, spre 27, chiar 28 de grade Kelvin. 28 de mii? De mii, da. De mii de grade de Kelvin. Mii, da, sigur. Ce-i cu țara Luanei? Pentru că aici e un subiect mai mult decât controversat. A preluat armata, să zicem, în urma experimentelor cu copii pe care le-ați făcut, copii telepați, fetițe, multe care, așa cum spuneți dumneavoastră, erau fetițele unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale. A preluat armata. Ce-i cu țara Luanei? Că înțeleg că, până la urmă, deși o legendă legată de această țara Luanei, are, mă gândesc că, până la urmă, vine de la Anu, numele vine de la Anu, zeul suprem al sumerienilor, dacă nu mă înșel. Cum s-a descoperit despre ce este vorba? Ce-i cu țara Luanei? Aici apare un caz uluitor, practic. Da. Legat de unul dintre subiecții dumneavoastră. Da. Da. Din câte știu eu, pentru că cercetările erau compartimentate, fiecare se ocupa de bucata lui. De bucata lui. Așa. Și nimeni nu știa ce face celălalt. Așa. Din câte am aflat, atunci, în perioada respectivă, denumirea de Țara Luanei era numele de cod al poligonului respectiv și a experimentelor care s-au făcut acolo. Dar poarta lui Dumnezeu? Nu se referă tot la țara Luanei? Nu se știe dacă era poarta lui Dumnezeu sau nu, dar în momentul în care începuse faza preliminară a experimentelor de teleportare după o descoperire științifică a lui Henry Coandă și bazată pe un dispozitiv tehnic, o să mai vorbim despre treaba aceasta, că merită discutată problema, atunci lucrurile au mers din ce în ce mai bine. Mai spectaculos. Mai spectaculos, până când, la un moment dat, au intervenit niște probleme foarte serioase în experimente și au fost sistate experimentele. Despre aceste probleme serioase, care până la urmă, din ce știu eu, s-au soldat chiar și cu, până la urmă, răzbunări, lichidări de persoane fizice, dacă informațiile mele sunt corecte, pentru că au văzut lucruri pe care ar fi trebuit să nu le știe. Vom vorbi după primul calog de publicitate. Doamnelor și domnilor, nu ezitați să vă sunați și cunoștințele, dacă este cazul, pentru că această ediție merită atenția dumneavoastră, o ediție poate pe undeva cu informații în premieră. Agentul psihotronic, așa cum l-am numit, Vasile Rudan, deschide dosarele X din România. Ne întoarcem după publicitate.
Rezolvarea problemei o să arătare, așa cum am obișnuit, nu numai în ultimul timp, dar mai ales în ultima perioadă. Ne-am propus să facem în fiecare seară emisiuni noi cu subiecte importante, fețe noi, oameni care chiar au ce spune. Așa cum ați văzut din prima parte, în anii 80 România a realizat experimente militare, deci absolut științifice pentru cei care au probleme dogme religioase secrete de tip extrasensorial în zona munților Buzău, zona care a fost închisă turiștilor mulți ani și acum este depopulată, ceea ce spune foarte multe lucruri. L-am adus aici pe omul care a condus detașamentul de tineri cu capacități extrasensoriale, omul care l-a cunoscut pe Henri Coandă, care poate vorbi de teleportare și care nu are nicio legătură cu, sau nu că nu are legătură cu dogmele religioase, nu cum zice sub nicio formă dogmele religioase, în condiții în care oamenii de știință au recunoscut de curând că au teleportat particule. Vă dați seama că dacă au recunoscut public lucrul ăsta, ce se întâmplă cu adevărat în, să zicem, în substrat, în substanță. Sunt foarte multe mesaje de la telespectatori și vreau să vă spun pentru cei care cereau dovezi că până la urmă domnul Rudan, care este de față, a intuit, nu știu dacă prin detecție extrasensorială, deși este foarte apreciat în cadrul Ministerului Apărării Naționale pentru asta, mesajul unui telespectator care spune felicitări pentru emisiune, ce știe domnul psiholog despre teleportarea organizată de Henri Coandă. Practic, i-ați răspuns, ați venit și spre finalul emisiunii ați vorbit exact despre teleportările care aveau la bază un experiment Coandă și care s-au făcut în zona Munții Buzău, dar înainte de a relua discuțiile despre Țara Luanei, care era un nume de cod până la urmă, arătați telespectatorilor această fotografie pe undeva celebră, cunoscută în mediul dumneavoastră și pe care ați arătat-o, cred, cu aproape un an în urmă. Nu, asta este Henri Coandă când ați fotografiat. Da. După ce aceasta cu un episod absolut uluitor, este un caz real, o fotografie făcută cu o descompunere, o dematerializare a unui picior. Braț, a unui braț, a unui cameraman, nu? Care participa, filma experimentele de atunci, de tip militar. Uitați-vă cu atenție, dacă se poate focaliza, se mai poate mări. Nu știu, descrieți, spuneți ce s-a întâmplat acolo. Această fotografie a fost făcută exact în momentul în care cameramanul a fost proiectat pe spate, a căzut și inclusiv cel care l-a fotografiat a fost zvârlit în partea cealaltă. Era după o noapte agitată din punct de vedere ozenistic, practic fusese un spectacol OZN în noaptea respectivă. Eu am fost trezit în jurul orei 2 noaptea. Mi s-a spus să ies afară, că sunt OZN-uri pe cer. Când am ieșit eu din hotelul acela micuț local, afară erau deja așezate pe scaune cel puțin 30 de persoane. Puteți să lăsați jos acum, oamenii, așa? Cel puțin 30 de persoane care priveau spectacolul respectiv. Despre ce era vorba? Un OZN sub formă de trunchi de con cu baza mare în sus era destul de aproape de pământ, stătea nemișcat și în jurul acestui OZN gravitau niște luminițe colorate, iar în dreapta deasupra unui deal, deasupra acestui deal, era un OZN mai mic în dificultate, era gata să se izbească de sol. Dintr-o dată, lumina aceea portocalie devenea și mai intensă, se ridica, să zicem, 100 de metri aproximativ în sus și după aceea iar începea să cadă ca o frunză în bătaia vântului. Momentul... Așa. Dimineața noi am pornit să vedem dacă au rămas ceva urme acolo unde exista acel OZN în dificultate. OZN-urile au stat, OZN-ul bază, ca să spunem așa, a staționat cam până la ora 4 și 10 dimineață, de la ora 2. Și am pornit cu echipa, erau și două cadre militare, și cu un cameraman care urma să filmeze dacă se descoperă ceva. Exact. În momentul în care am ajuns pe coama acestui deal, unde a avut loc fenomenul respectiv, la un moment dat, pe pantă, prin iarbă, a început să se rostogolească ceva transparent. Mărimea aparentă cam atâta. Să fi fost ca un fel de glob, cu reflexe argintii. Și s-a îndreptat direct spre piciorul cameramanului. Cameramanul avea un aparat de filmat Bolex în mână și tocmai se pregătea să filmeze. S-a produs o explozie.
spre mijlocul cameramanului, el avea o centură militară de ofițer, s-au proiectat niște flăcări portocalii roșcate, pantalonii i-au pleznit la cusături pur și simplu și brațul lui stâng, fotografia odată în timp ce vorbim. Da. Brațul stâng în care ținea aparatul de filmat, dintr-o dată s-a văzut, parcă era la radiografie. După ce a fost proiectat pe spate și noi toți ceilalți care eram de jur împrejur acolo am fost trântiți la pământ în urma acestei explozii și respectivul cameraman a avut de suferit cam două săptămâni. Într-o săptămână slăbise vreo 6-7 kg, transpira într-una și nici în perioada actuală nu se simte bine, spune că de atunci încă aude un zgomot de fond în zona occipitală foarte puternic, nu poate să scape de acel zgomot de fond. Deci oameni reali, întâmplări reale, da. Pentru că de multe ori se discută la modul, hai să zicem, fictiv, se aduc personaje la limita derizoriului. Domnul Rudan nu este un agent paranormal, este cu totul altceva, agent psihotronic, un cercetător în psihotronică aplicativă în cadrul Ministerului Apărării Naționale, așa cum a fost domnul Rudan. Merit ascultat. Nu mai sunt acum. Am spus foarte clar. Merit ascultat, mai ales între experimentele pe care le-a coordonat, la care a participat și din care putem afla foarte multe lucruri noi. Puteți afla, de exemplu, cum arheologii sau oficialitățile române ignoră realități incredibile, de exemplu, necropole cu schelete gigantice care nu sunt cercetate pentru că sunt istorici sau arheologi care nu cred în așa ceva, dar care s-au descoperit, s-au fost detectate fie prin percepții extrasenzoriale. Sigur că nu putem crede totul așa, luat totul mot-a-mot, dar sunt oameni care au derulat experimente științifice. Nu cred că e nimic frivol și nici, să zicem, împotriva credințelor religioase. Nu sunt, aceste experimente nu sunt împotriva credințelor religioase. Trebuie să aflăm tot timpul. Iisus spunea, caută și vei afla. Bateți și vi se va deschide și așa mai departe. Nu vreau să țin predice aici, pentru că nu e casă. Revenim la Țara Luanei. La zona aceasta din Munții Buzăului, unde ați fost, am vorbit de celebra lână de aur. De ce se spune că acolo au scuns argonauții sau acolo a ajuns lână de aur, în zona asta din Munții Buzăului? Pentru că în Munții Buzăului există localitatea Colți, unde există și un muzeu al Chișlimbarului și se presupune că Colți ar fi echivalent cu Colchida. Da. Iar în privința lânii de aur nu e nicio problemă, pentru că și în zilele noastre, de exemplu în Transilvania, procedeul se aplică pentru extragerea aurului din apele care spală zăcăminte aurifere. Se instalează o blană de oaie, se fixează cu niște bolovane, am văzut treaba aceasta, și e lăsată în părâul respectiv, e lăsată 2-3 săptămâni. După circa 2-3 săptămâni, când și un inginer s-a lăsat de meserie, s-a apucat de treaba asta, când ridică blana respectivă, strălucesc grăunțele de aur. Și atunci bagă blana într-o cadă, nu știu cum... Mă rog, e un procedeu? Da, e un procedeu. Și se curăge aurul, se decantează, să zicem, aurul. Dar, bine, aici iar ar fi o discuție cu modul în care cei care caută aur distrug niște situri arheologice, niște valori inestimabile pe care România le pierde în felul ăsta. Înțeleg că în zona Munților Roștii, pe care aș cercetat-o, sub zonele de civilizație dacică, subterane, se află zone de aur mai vechi, care denotă că acolo au fost alte civilizații, zone da. Cu obiecte de aur și așa mai departe. Da, între anii 1995 și 1999 inclusiv, am coordonat lucrările de cercetare multidisciplinară în zonă pentru un studiu comandat de Ministerul Lucrărilor Publice și Ministerul Culturii. Studiul a fost trimis ulterior și la UNESCO. Ce s-a descoperit? De fapt, noi am pornit de la o descoperire făcută de cercetători ruși. Ei au observat pe fotografii satelitare unele vestigii arheologice care nu erau din epoca dacică. Am văzut că am comandat și noi fotografii satelitare
Și în 1994, Ministerul Lucrărilor Publice a format o comisie de expertiză, care a fost, făcut și o parte din comisia respectivă, am fost trimiși în Munții Orăștii să vedem dacă se confirmă observațiile cercetătorilor ruși și dacă se confirmă, bineînțeles că aceste observații au fost coroborate și cu informații din epocă. De exemplu, Dio Cassius, referindu-se la zona respectivă, a scris negru pe alb că acolo munții erau întăriți cu ziduri, dar nu menționează și epoca în care munții respectiv au fost. Ce civilizație ar putea fi aceea? Cea sumeriană despre care se tot vorbește în legătură și cu plăpuțele de la Tărtăria? Aș vrea să vorbim despre asta. Pare se. Mi-arătați aici niște imagini. Da, pentru că pe parcursul acestor cercetări, bineînțeles că se efectuau și unele foarte mici sondaje. Acest obiect unde a fost descoperit? E vorba de un fragment dintr-un vas de cult din zona Munților Orăștiei. Iar tot prin detecție extrasenzorială? Noi acolo am aplicat, la modul industrial detecțiile extrasenzoriale, pentru că dacă ne-am fi mărginit numai la detecții magnetometrice, electrometrice, atunci, electromagnetice, atunci n-am fi reușit deci, să... Deci prin puterea minții, ca să le explicăm oamenilor, exact. Concentrări. Exact. Deci aceste obiecte au fost găsite de oameni despre care ați citit în cărți că există, dar nu prea apar la televizor. De altfel, cei care se îndoiesc că domnul Rudan a făcut parte din astfel de experimente, n-au decât să accepte o astfel de variantă. Evidențele sunt destul de clare. Avem astfel de oameni în România, însă eu oarecum rezervă acum, așa că din punctul ăsta de vedere își permite să spune și un fel de pionier. Mulți alții sunt încă în circuit și le este foarte greu să iasă, deși au participat la experimente. Aici sunt simbolicii, da, sumeriene, da, nu? Da. De exemplu, pe fotografia alb-negru există câteva detalii din templul sumerian, din Sumer, templul zeului suprem Anu. E vorba de acel simbol solar, crucea cu razele respective. Aici, așa. Da. Același simbol, de exemplu, noi am găsit și pe ceramica din Munții Orăștii. Aici. Pe fragmentele respective sunt dintr-un vas, se presupune că era un vas de cult, dar au fost descoperite multe simboluri sumeriene. Pe de altă parte, am văzut că cercetători bulgari au reușit să descifreze scrierea tracică și au ajuns la concluzia că scrierea tracică trebuie să fie mai... O derivație? Poftiți? O derivație a scrierii sumeriene? Că datează dinaintea epocii sumeriene. Dinaintea epocii sumeriene. Da. Da, tracii erau foarte mulți la un moment dat. Revenim la experimentele dumneavoastră din Munții Buzăului, care au atras atenția telespectatorilor. Ați văzut și dumneavoastră focurile care joacă pe comori, despre care se vorbește? Nu, n-am văzut niciodată așa ceva. Am văzut altceva, în schimb, noaptea, că noi de multe ori am lucrat și noaptea, am văzut diverse lumini fosforescente. Când ne-am dus a doua zi să vedem despre ce era vorba, era vorba de mucegaiuri de pe lemne putrezite. Cu mitologia. Da. În mitologie se spune că astfel de comori sunt păzite de spirite, sigur că până la realitate e o cale destul de lungă. Am vorbit de fenomenele care apar în Munții Buzăului, hai să vorbim de dispariții. Și aici ajunge și la teleportare. Da. Am citit că a existat un caz în timpul experimentelor dumneavoastră care i-a speriat pe ofițerii care participau la eveniment, cel puțin în prima fază. Ați avut un subiect, să zicem, cum se spune astfel de experimente, care s-a concentrat într-o zonă de turbulență de energetică. Vortex. De vortex, nu? Da. E un fel de, ce înseamnă asta? Un fel de spirală care te atrage, nu? Păi, să vă spun cum arată când apare vortexul respectiv. E ca un fel de tunel la suprafața solului, de formă conică, se îngustează, sau s-ar putea din cauza perspectivei să pară că se îngustează, și în capăt se vede ceva, o lumină strălucitoare. L-ați văzut? Am văzut, odată. Și e ca un fel de vârtej care aspiră. De altfel, nu e o noutate, fenomenul e cunoscut și în alte țări, a fost observat, studiat. Așa, și personajul respectiv s-a concentrat în această zonă turbulentă? Nu, n-a fost vorba de
chiar de concentrare, ci, dar aș prefera să dau câteva detalii cum s-a ajuns la acest experiment. În anul 1971, deci după întoarcerea savantului Henry Quandt în țară, acesta a declarat pe 17 decembrie, în jurul orelor 11, atunci l-am și fotografiat, a declarat în mod public că a descoperit un fenomen exotic, energetic exotic, și anume că ființele vii, în speță omul, generează în jurul lor o energie corpusculară formidabilă, capabilă să propulseze ființa umană în spațiul cosmic cu o viteză colosală. Și a adăugat savantul că în momentul în care s-ar construi un dispozitiv, s-ar inventa și proiecta și construi un dispozitiv tehnic care să ecraneze această energie pe care noi o generăm în spațiu, da, așa, ca să se imprime o singură direcție și un singur sens, că omul ar putea să se autopropulseze în spațiul cosmic folosind propria sa energie cu o viteză colosală. Mulți au auzit ce a spus savantul, dar puțini au înțeles că era vorba de teleportare. Și mai puțini au înțeles că un savant de talia lui Henry Quandt nu s-ar fi hazardat să vorbească de ideea unui dispozitiv tehnic, biotehnic practic, dacă acel dispozitiv n-ar fi existat deja. Absolut. Pentru că e vorba de munca lui de ani de zile. Sunt foarte zdrăciți cu afirmațiile astea, exact, și doar atunci când au certitudini, exact, savanții fac astfel, exact, de afirmații. Și aici aș face o legătură și cu dispariția acelor frați din Brăila, da, unde erau. Eu nu i-am văzut, nu cunosc treaba aceasta. Știu că ei au intrat în zonă după dezafectarea poligonului. Știu că după dezafectarea poligonului, stâncile pe care au fost, apropo de ce spun ei, că a atins nu știu ce obiect, au fost dinamitate. S-a încercat acoperirea urmelor experimentelor, da, care, da, s-au făcut, da, acolo. Da, de altfel și acum și zonele adiacente sunt în curs de depopulare acolo. E și nivelul radioactivității destul de ridicat. Așa. Prin urmare, eu nu cred că era vorba de un lanț argintiu, cum au afirmat cei care l-au văzut pe Brăilean dispărând. Și... Da, reamintiți, adică nu, pentru cei care nu știu, eu am aici episodul acesta, a apărut într-un ziar local. Doi brăileni în anul 1980 au plecat spre cătunul Nucu, dar într-un loc numit La Tiharie sau... Spre zona poligonului. Spre zona poligonului. Unul dintre ei s-a gândit să facă o urcare pe una dintre stâncile cu forme ciudate din zona. Folosind echipamente de alpinism, tânărul a urcat până în vârf, de unde a strigat la fratele său, dacă nu mă înșel, sau prietenul său. Nu, prietenii săi, că fratele său a venit ulterior, da, să-l caute. Uite ce am găsit. S-a plecat, a ridicat ceva ce părea a fi un lanț metalic, acesta argintiu despre care vorbim dumneavoastră, da, și a dispărut. Da, putea să, da. O vreme cel rămas jos a așteptat ca prietenul său să termine cu glumele, apoi s-a convins că s-a întâmplat ceva cumplit. L-a anunțat pe fratele dispărutului, care a sosit din Brăila cu o echipă de 10 inși. Era din Ministerul de Interne. Câțiva dintre ei lucrurile ministerul. Așa, spuneți dumneavoastră. Așa și? Și, repet, n-am văzut treaba aceasta, dar a mai dispărut încă unul. Deci s-au dus, s-au fratele cercetat. Lui. Fratele lui a dispărut. Da. Că s-a urcat și fratele lui pe stânca respectivă și spun martorii oculari că s-ar fi aplecat și a pus mâna pe ceva și s-ar fi volatilizat. Pur și simplu. Și fratele. Și fratele. Doi băieleni dispăruți. E de cercetat cazul în continuare. Da. De vorbit cu rudele. Cei care îi cunosc, poate chiar primi mesaje, dacă într-adevăr sunt surse reale. Oricum, de aici vom porni în partea a treia emisiunii cu un caz pe care l-a văzut cu ochii săi domnul Vasile Rudan în timpul acestor experimente militare de tip extrasensorial, sigur, care se interferează cu așa numitul paranormal pe care îl invocă toată lumea, dar paranormalul rămâne paranormal până începem să înțelegem că anumite lucruri chiar se întâmplă. Sigur că nu toți trebuie să ne apucăm să devenim agenți psihotronici sau paranormali, nici nu avem datele necesare și nici nu e cazul să vrem să știm mai mult decât putem să înțelegem. Dar important că la mijlocul problemei se discută astfel de subiecte
subiecte care pot deveni bestselleruri până la urmă sau seriale, pentru că merită să aflăm mai mult decât ne oferă sursele oficiale. Cred că urmează publicitate, dacă nu mă înșel. Ne oprim aici, ne reîntoarcem așadar, urmăriți și publicitatea, ne întoarcem în câteva momente cu un caz real, după ce ați văzut fotografii reale, ați auzit despre persoane reale și cazul real. Noua Miezul Problemei, o ediție care a strânit foarte multe comentarii, chiar și controverse. Agentul psihotronic Vasile Rudan deschide dosarele X cu foarte multe subiecte importante, ați văzut și cazuri. Am spus-o și o repet, personaje despre care aflasem prin culise că există. Iată, am adus un astfel o astfel de persoană la Miezul Problemei. Cineva a întrebat dacă mai sunt agenți paranormali în, să zicem, custodia președinției. Eu știu că există. Nu să știți la fel de bine că există. Sunt astfel de agenți. Vă pot spune că astfel de agenți, domnul Rodan, poate chiar e bine să spunem acum, au fost contactați în timpul crizei jurnaliștilor răpiți în Irak pentru a-i monitoriza, să zicem, parapsihologic pe acești. E adevărat? Da. Ați fost acea persoană? Da. Am monitorizat toată criza ziariștilor din Irak timp de 6 săptămâni, aproape 24 de ore din 24, la cererea unui serviciu de informații român. Nu dau alte detalii și a trebuit să fac uneori și câte 2 rapoarte pe zi privind rezultatele monitorizării. Rezultatele au fost diametral opuse cu ceea ce se știa în realitate. Și anume, am monitorizat nivelul funcțiilor psihofiziologice vitale ale celor 3 ziariști în permanență, după ce au fost localizați pe cale extrasenzorială. L-am monitorizat pe MUNAF deplasările lui, inclusiv nivelul funcțiilor psihofiziologice vitale, adică nivelul de stres în special, și am mai monitorizat pe tatăl unuia dintre ostatici. Concluziile au fost departe de a fi cele la care ne așteptam. Practic, care au fost? Am demonstrat în urma acestor monitorizări că ei în realitate nu erau ostatici, pentru că nivelul lor de stres nu era corespunzător, nu era specific unui ostatic, în special în Orientul Mijlociu, care se așteaptă din moment în moment să fie decapitat sau împușcat sau lichidat, exact, să fie lichidat. Din potrivă, nivelul de stres al celor 3 ziariști se încadrea în limite normale. Deci asta înseamnă că nu erau tratați rău. Mai mult, mi-au fost date spre analiză și imaginile fotografice și cele transmise de televiziunea din Qatar. Și am constatat în urma monitorizării PSI că totul părea să fie un scenar. Chiar... Președinția a ținut cont de ceea ce a spus noastră? Presupun că da. Și o să vă spun în continuare cu ce consecințe. Și anume, îmi vine deocamdată, cum să vă spun, permiteți-mi să vorbesc cu anumite rețineri, că încă nu știu ce pot să vă spun în privința asta și ce n-ar trebui să vă spun. Scenele acelea au fost regizate cu participarea ostaticilor, între ghilimele. În prima parte a intervalului de timp, niciunul dintre ei nu a fost în pericol. Cel puțin așa reieșea din monitorizările pe care le-am făcut eu și am auzit că și alții, și altora li s-a cerut să monitorizeze această situație, inclusiv o femeie din Peru care a colaborat. A fost contactată tot de serviciul, da, de informații care va unul dintre serviciile noastre de informații. Așa. Toată acțiunea a fost coordonată la cel mai înalt nivel. Mă refer al nivelul celulei de criză?
Pare să că da. Oricum, informațiile pe care le dădeam eu, rapoartele pe care le dădeam eu, ajungeau acolo. Care au fost consecințele? Care au fost? Așa. Și singura problemă din monitorizarea pe care am făcut-o o constituia ziaristul Ohanesian, asupra căruia pare să că plana un pericol. Adică era pe cale să nu se mai întoarcă de la Bagdad. El, de altfel, a și venit cu niște versiuni puțin diferite, da? De ale celorlalți. Asta nu înseamnă că ceilalți nu au fost în pericol sau nu s-au simțit în pericol la un moment dat. Care au fost reacțiile președinției la ceea ce, la rapoartele pe care le-a spus dumneavoastră și informațiile pe care le-a spus? Eu nu știu dacă reacțiile au fost ale președinției sau ale unei alte instituții, pentru că, la un moment dat, după ce am demonstrat, zic eu, destul de științific, că totul era un scenar și că nici măcar cei doi teroriști care țineau armele îndreptate asupra celor patru, că inițial era și Munaf cu ei, nu erau teroriști. Adică nivelul lor de stres nu era caracteristic de agresivitate. Și de agresivitate, și din toate punctele de vedere, din potrivă, erau niște persoane care pare să că jucau un rol mai mult decorativ acolo decât... De ce au renunțat? Au renunțat cei de la serviciul de informații la noastră și au contactat femeia aceea din Peru? Au renunțat sau au vrut să vă verifice? Nu știu dacă au vrut să mă verifice, nu știu dacă ceea ce am descoperit eu a convenit celulei de criză. N-am idee, n-am de unde să știu. Cert e că după circa 3 săptămâni de monitorizare, era un ofițer superior care ținea legătura cu mine, după circa 3 săptămâni de monitorizare, asupra fațadei blocului în care locuiesc, asupra ferestrelor, a fost îndreptată o sursă puternică de microunde și aș dori să-i spun domnului general care s-a ocupat de treaba aceasta că acea sursă nu a fost decuplată nici în momentul de față. Îmi vibrează până și pereții camerei în care dorm, mă încălzesc brusc, adică din interior spre exterior, adică brusc mă apucă transpirațiile și plus celelalte consecințe provocate de microunde. Se știe care sunt. Rău? Cât sunt acasă, da. Și în special seara, semnalul devine cu mult mai puternic. E foarte posibil ca acea antenă direcțională să fie instalată pe corpul antenei de la Centrul de Comunicații Speciale de aici, din deal. Dar, bineînțeles că trag nădejde că odată cu intrarea în Uniunea Europeană, acest centru va trebui desființat pentru că va încălca regulile de protecție a populației urbane și, în concluzie, și antena aceasta va trebui. Faptul că pe dumneavoastră, să zicem, vă vezi acum încearcă probabil lichidanță fizică pentru că ați participat la anumite experimente în timpul crizei jurnalistilor, poate afecta, de exemplu, și alți locuitori care trăiesc în blocul dumneavoastră? Da, da. Chiar mi s-au plâns. Oricum, mi se pare una dintre cele mai spectaculoase afirmații făcute în ultimii ani pe un post de televiziune. Bănuiesc acum motivul pentru care pe unde v-ați vrut să veniți. Este un avertizment pe care lansați acestor autorități. Nu știam cum veți face această afirmație. Și personal mă voi interesa. Sursa provine dinspre Ministerul Apărării? Nu, de la antena... De la antena... Ah, bun. Deci e altceva, spre servicii. Da. Pe servicii. Nu, Ministerul Apărării Naționale nu are nicio legătură. Deci, din potrivă, în cadrul Ministerului Apărării Naționale se duc niște lupte, ca să spun așa, pentru continuarea acestui gen de cercetări, PSI,
pare să că se vor preda și niște ore la Universitatea Națională de Apărare, nu știu, vor fi cursuri post-universitare sau universitare, având ca obiect comunicații telepatice, detecții extrasenzoriale. Nu, este important și probabil că acest serviciu de informații va trebui să dă explicație în urma afirmației pe care noastră o faceți în această seară, o afirmație, sigur, în primul, dacă este adevărat. Voi chema, iertați-mă, eu l-am atenționat pe ofițerul superior, adică prietenește, amical, bineînțeles, care a ținut legătura cu mine în timpul monitorizării, că dacă nu se oprește acea sursă cu microunde, eu voi chema mass media la mine acasă, voi chema fizicieni care să demonstreze, pentru că așa ceva este imposibil să se petreacă într-un, de fapt, imposibil. Spun și eu ca omul anecas, spun și eu ca omul anecas, pentru că Bill Clinton, după ce și-a încheiat ultimul mandat, și-a cerut iertare națiunii americane pentru bombardamentele cu microunde pe coasta de vest, cu experimentele care s-au făcut asupra populației, fără să știe populația, cunoașteți de problema cu spitalele acelea speciale, secrete, în care erau internați respectivi bolnavi. Da, mă rog, ținând cont de ceea ce ați făcut până acum, de faptul că ați lucrat cu ministere, Ministerul Culturii, Ministerul Apărării, de descoperirile pe care le-ați avut în România, este totuși bizar, dacă este adevărat că sunteți tratat în acest mod, dar e de înțeles, se procedează, așa se spune, în zona serviciilor secrete atunci când ai martori incomozi la lichidarea lor. Sper să nu fie cazul noastră și să fie, să zicem, o detecție greșită a noastră, dar cred că e destul de greu. Eu am lansat de vorbă în privința aceasta cu un ofițer dintr-un serviciu de informații și dânsul mi-a spus că s-ar putea, nu eu să fiu țintă, ci că probabil se face un experiment, ceva cu bombardamente, cu microunde. Și atunci dumneavoastră să simțiți având aceste capacități de detecție extrasenzorială. E o variantă. Nu, se știe doar că în situațiile de stres ridicat nu mai poți face monitorizări extrasenzoriale, nu mai poți... Am înțeles. Da. Revenim, deși acest pasaj e unul impresionant, revenim totuși cu greutate la experimentele la care ați participat, pe care le-ați coordonat în zona Munților Buzău, o zonă în care nu există trasee turistice, nici astăzi. Încercați să mergeți acolo și vedeți dacă se poate și cum vă simțiți. Hai să revenim la experimentele acestea, revenim la acel caz, după cazul brăilenilor, am promis telespectatorilor că vorbim despre asta, cazul brăilenilor care au dispărut, se spune, vom cerceta să vedem dacă într-adevăr confirmă și rude și cunoștințe acest episod. Ce s-a întâmplat acelei persoane? A fost martor, practic ce a spus după ce a participat la experiment în zona aia de vârtej, de vortex, de turbulență energetică masivă? S-a produs ca un fel de aspirare a persoanei respective. Existau în zonă, în apropiere, și ceva despre care se vorbea că ar fi fost niște amplificatoare de semnal. Nu știu ce amplificatoare ar fi putut să fie acelea, dar existau. Inclusiv pe câteva stânci erau amplasate niște antene mai alambicate. Culoarea, am văzut două din astea, culoarea era argintie, cum spun brăilenii, dar nu putea să fie sub forma unui lanț. Și nu cred că, hai să admitem că ar fi rămas una uitată acolo. Nu vine să cred că prin atingerea acelei antene putea să dispară. Da, revenind la persoana care a dispărut, propriu-zis, în fața militarilor. Cea care a dispărut a fost găsită la o distanță de circa 4 km și jumătate, 5 km. Deci de unde, practic, localizați zona din care a dispărut și cea în care a ajuns? Am detectat-o prin detecție extrasenzorială, pentru că e foarte ușor să detectezi în pădure o persoană sau orice altceva. Și a fost căutată persoana respectivă, a fost găsită zăcând pe spate, dar nu i s-a întâmplat nimic rău, atâta doar că era destul de bulversat, debusolat, dezorientat și tot repeta că vede ca în oglindă. Și abia după circa 10-15 minute noi am înțeles că vede peisajul inversat și nu se poate orienta.
Deci, practic, ce a făcut? S-a concentrat? A încercat o detecție de tip extrasensorial? Nu, s-a acționat asupra lui. S-a acționat asupra lui? Da, ce înseamnă asta? N-aș putea să vă dau detalii în privința aceasta. Nu vreți? Nu, nu. Eu cunosc parțial, compartimental. Numai partea de care m-am ocupat eu. Și după ce s-a acționat, a dispărut dintr-un loc și a apărut în altul după ce a fost descoperit prin detecție extrasensorială. V-ați găsit dumneavoastră sau cine? Nu, nu. O echipă specială. Special. Dar bineînțeles că am mers și eu acolo. Și ce a zis că a văzut după aia? Pentru că erați practic în aceeași echipă mai mare. El a povestit următorul lucru. Că în momentul în care a depășit ca un fel de barieră, că ceva vibra acolo, și când a fost aspirat, accelerația, viteza cu care se deplasa era atât de mare încât la un moment dat credea că moare, că nu mai putea să respire, spunea că nu mai avea aer, și până când să ajungă să iasă din acel vortex, acel vârtej, care s-ar putea să fi fost produs și pe cale artificială, pe cale artificială, cu tehnica respectivă. Nu știu, nu sunt sigur. Așa. A povestit că era pe punctul să moară. Nu mai avea aer, nu mai putea respira din cauza accelerației. Da. Și s-a trezit în a descris practic niște situații destul de greu de crezut pentru oamenii care nu sunt obișnuiți cu astfel de aspecte. A vorbit de oameni care aveau alte fețe decât noi, pe care i-a văzut într-o lume paralelă. E adevărat. Descrieți, spuneți-ne. E adevărat. Ce a zis că a văzut? Pentru că era fizician. Trăiește și în prezent? E plecat din țară. E plecat din țară. A plecat în 1990. El a povestit așa. Culoarea cerului era cam în jur de 2800-3000 de grade Kelvin. Deci era un cer mai puțin albastru. A vorbit de un soare mai palid. E posibil, nu este exclusă și posibilitatea ca el să fi trăit în subconștientul lui acea aventură. Adică după ce a dispărut. Adică să-i fi produs vortexul niște halucinații? Adică nu putem exclude această variantă, pentru că a dat niște detalii foarte concrete de acolo, și anume că erau patru rase umane. Că bărbații, din rasa dominantă, că se tot teleportau, tot dispăreau în spațiu, veneau, dispăreau, și că a povestit că ar fi stat de vorbă și cu o femeie care era cu un copil, dar că rasa respectivă pare să că era clonată, pentru că toți erau la fel, aceleași trăsături, aceleași mutanți, să zicem, la un moment dat. Da. Dar e posibil, pentru că, bineînțeles că și psihologii... Și aveau fețe gri? Culoarea pielii era gri? Da, văd că știți și treaba aceasta. El a povestit că erau două sau trei persoane dintr-o rasă nu negroidă, care aveau, rasa respectivă avea o piele de un gri deschis mat, așa. Cealaltă rasă, care pare să că era dominantă, era relativ asemănătoare cu noi oamenii, dar că erau mai scunzi, capul puțin mai mare, și ceea ce a povestit el e o treabă foarte interesantă, că stând puțin de vorbă cu femeia respectivă, că s-a simțit foarte reconfortat, pentru că rasa respectivă nu cunoștea minciuna. Adică tot ce așa spunea... Așa a putut într-un timp atât de scurt să și vorbească... Da. Tot prin ce? Nu le cunoștea limba. Cine știe? Probabil că e vorba de dilatarea timpului. Nu se știe. Păcurate și astfel de noțiuni în seamă. Da. Ne vorbesc de Marie Kondo, de experimentul de teleportare despre care vorbea în anii 70. Da. L-ați fotografiat atunci când a făcut acea afirmație. Iată, sunt mesaje de la telespectatori de acest gen. Oricum, după ce au auzit, în seara asta, probabil că mulți vor mai vrea o altă ediție, alții au rezerve, dar cu siguranță vom mai face, pentru că merită să discutăm deschis despre astfel de subiecte. Nu ne poate împiedica nimeni.
Știința a mai spus și că omul se trage din maimuță, iar subiectul dumneavoastră contrazice dogmele religioase. Cine sunt OZN-urile, lucrarea diavolului? Eu am rezerve majore față de genul ăsta de texte, oarecum de tip fundamentalist. Mai multe ori avem senzația că știm adevărul citind niște versete pe care nu le înțelegem deseori. Nu vreau să fac un afront telespectatorului, dar Iisus, de exemplu, face niște afirmații interesante. Niciodată în Biblie nu veți vedea afirmații genul oamenii sunt singurii pe care am creat. Sau... Oamenii de știință au ajuns la o concluzie deja din ce în ce mai evidentă că în univers care este infinit, pentru noi cel puțin, pot exista o mulțime de alte forme de viață asemănătoare cu cele de pe Pământ, numai că noi nu avem nici la ce așa acolo. Dar continuăm discuția după ultimul calup de publicitate, când citim și cele mai controversate sau mai interesante mesaje și mai avem câteva, de exemplu, poate descrieți cu ceața albastră, mai vorbiți de efectul Rodan, care vă aparține, după publicitate. Din nou, este o problemă, discutam despre vise pornind de la mesajul unui telespectator. Iată mesaje, biserica, un mesaj senzațional, e unul dintre cele mai interesante, mai pline de substanță mesaje pe care le-am citit de la un telespectator. Biserica ne învață ceva de la agenți psihotronici, în acest caz, afam alte lucruri. Oamenii încep să-și facă propriile teorii despre viață. Eu cred că moartea ne va arăta adevărul. Mesaj de excepție, pentru care telespectatorul merită un premiu. Așa m-a fost mai mult în seara asta, dar acesta este deosebit, pentru că acesta este adevărul până la urmă. Pe deasupra dogmelor, credințelor noastre, a ideilor cu care ne-am obișnuit, cred că atunci vor avea o surpriză foarte mulți, dacă ne mai fi în stare să percepăm acea surpriză. Așa cum sunt mulți care, de exemplu, se cred în biserică și cred că ne pot trage de urechi atunci când afirmă că noi greșim, aceștia ar putea avea o surpriză, pentru că nu e sigur că Dumnezeu, în care credem mulți, îi consideră în biserică pe aceștia sau ne consideră pe toți atunci când noi credem că facem parte din biserică. E o altă discuție într-o altă temă. Cum dovedește biserica această acuză? Capacitățile extrasenzoriale sunt maleficii. Asta e o prostie. Știm prea puține astăzi pentru a ne permite astfel de afirmații. Vedeți, noi oamenii în general am deprins obiectul de a face, obiceiul de a face unele asocieri ce rămân de domeniul fantasticului, chiar atunci când realitățile susținute științific vin să le proiecteze pe fundamentarea realităților, citat din Alicoandă, al telespectator. Băiatul meu visează lucruri deosebite, a visat că a murit fratele meu. Nu vă spun ce am visat. Cât de bine ar fi dacă bătrânii din Parlament ar avea aceeași înțelepciune precum acest domn deosebit. Este adevărat că România este țara aleasă, 3 centri energetici există tot aici. Se vorbea de al treilea pol energetic al Pământului, care exista în Măsii Buzăului, e adevărat? Nu m-am ocupat de problema asta, dar am auzit ceva despre treaba asta. Munții Buzăului se găsesc așezărul peste din vechi timpuri pe părinții cărora se scrie nedecifrat. Am prezentat în această seară descoperirea, sigur, din zona Munților Oroștiei, dacă nu mă înșel, sau... Da? Din zona Munților Oroștiei, sunt și în zona Munților Buzăului astfel de variante. Felicitări, dar sonorul este bruiat. Ni se întâmplă, băieții lucrează. Așa. Sonorul Dan este darwinist și știți despre topologiile discrete ale spațiului. Masonerie este cea care s-a implicat în experimentele din Munții Bucegi, întreabă Mihaela. Interesant, nu. Miezul problemei. Mai avem câteva lucruri de discutat. Ce vrea să spuneți acum pentru telespectatorii care încă mai așteaptă informații importante după ce ați oferit foarte multe informații? Apropo de vestigiile rupestre din Munții Buzăului, uitați ce au văzut oamenii epocii bronzului. A fost datată această incizie. Descrieți, spuneți ce e acolo. Arheologii, bineînțeles, că au avut alte păreri. Un arheolog a spus că e vorba de un pumnal cu mustăți, cum spune el, altul că ar fi niște zgârieturi făcute de ghearele unui urs cavernicol, e vorba de o grotă, iar specialiștii din domeniul aviației au spus că e exact ceea ce se vede, adică un aparat zburător cu un jet reactiv ușor curbat deasupra. Aici sunt incizate câteva stele în 5 colțuri identice cu stelele de la Valca Monica din Italia, care au fost datate ca fiind din epoca bronzului. Și cred eu, apropo și de mesajele, de unele mesaje primite din partea spectatorilor, în legătură cu OZN-uri, nu e vorba de
legende, nu e vorba de mistificări, nu e vorba de imaginație înfierbântată a unor oameni. S-ar putea unii, într-adevăr, să spună că au văzut OZN-uri acolo unde n-au văzut. Dar aș dori să fac cunoscut un lucru, și anume că guvernul Angliei a dispus recent, treaba e oficială deja, a dispus crearea unui culoar aerian rezervat exclusiv OZN-urilor extraterestre pentru a se evita eventualele coliziuni cu avioanele militare sau cele civile. Deci în Anglia a fost rezervat deja un culoar aerian de-a lungul țării pentru trecerea OZN-urilor extraterestre. Iar în privința construcției OZN-urilor, să nu uităm că încă de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în arhivele secrete ale SS, au fost găsite planuri ale unor aparate de zbor cosmice. De exemplu, ceea ce vedem aici este un fel de port-avion, aparatul Andromeda, lung de peste 100. Pornind de la mesajele telespectatorilor, cărora nu le-ați răspuns, nu le-am răspuns pentru că n-am avut timp, vom face a doua ediție și a treia ediție, dacă va fi cazul, rămâne această afirmație noastră că ați putea fi în acest moment tentativă unei operațiuni de lichidare, după ce i-ați monitorizat parapsihologic pe ziariștii români din Irak, după ce ați fost contactat de un serviciu de informații. Este foarte important. Poate facem împreună un experiment cu ajutorul patronilor acestui post de televiziune. Mergem acolo unde spuneți noastră că s-ar putea afla schelete gigantice, da? Cazuri negate de arheologi. Și putem. Și încercăm să filmăm. Dacă descoperim asta, vedem ce se întâmplă. Mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. O nouă ediție interesantă, Miezul Problemei Mâine, o emisiune de top pe care o apreciați din ce în ce mai mult. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim.